fenomenal ce am văzut în această seară, surpriza anului, umilință totală pentru CFR, poate cea mai mare umilință din istoria modernă a CFR-ului și cu siguranță cea mai mare victorie pentru Corvinu, Corvinu care renaște, amintește de Corvinul lui Mircea Lucescu astăzi, cu CFR 4-0, umilință pentru Adi Mutu, umilință pentru CFR, pentru tot ceea ce se întâmplă acolo. Fosta campioană a României, care anul trecut juca cu Lazio pe vremea asta, astăzi este distrusă pur și simplu la Hunedoara. Așteptăm reacții și încercăm să vorbim și cu cei din conducerea CFR-ului. Vedem ce se întâmplă și cu Mutu, Cătălin Berindean, Răzvan Pleșca. Ce putem spune după meciul ăsta? Eu am spus încă din toamnă, că să Vlad, când s-a... Ce ai spus, că o să bată Corvinul cu 4-0? Nu cu 4-0, dar am zis că CFR-ul va avea un meci complicat. La... Chiar aici, în emisiune, eram, mi se pare, chiar după ce s-a încheiat faza grupelor cu Cupei României. Așa ceva, nu te așteptai. Nu cred că... Știi, când îți pui antrenorul pe bază de prietenie, nu de competență, nu cum a făcut Neluțu Varga cu Adi Mutu, cam asta, la asta te poți aștepta. Nu? Când antrenorul ține în echipă jucători care nu au o justificare din punct de vedere al formei sportive decât faptul că sunt români, la fel, se întâmplă acest lucru. Pentru că Deac, de când a venit Mutu, este titular. Pe ce criterii? Că nu justifică din punct de vedere al formei sportive titularizarea asta. L-a scos pe Avunu din echipă, care cu Taxidi se înțelegeau extraordinar și făceau un cuplu foarte bun acolo, și l-a băgat pe Deac. A făcut liniște la echipă, nu păi era a făcut liniște, dar n-a mai făcut rezultate. Până la urmă. Dar n-a mai făcut rezultate. Uite, păi Mandorlini, nu te supăra Mandorlini. La presiunea făcută de Deac și de Mandorlini pe niște criterii sportive, da. Pe monitorizarea pe care toate cluburile o fac la meciuri, el a zis Deac nu justifică să fie titular în echipa asta. Ce spui, Răzvan? Mutu e de vină? Nu neapărat Mutu, pentru că totuși, acum și jucătorii, ești la CFR, vii la o echipă campioană, nu e posibil să te prezinți chiar în halul ăsta. Și ok, da, au avut multe absențe, un centru apărării mai ales, ca aia se simte. A luat Taxidis roșu minutul 10, dar n-au nicio scuză jucătorii. N-ai cum să ai păi și Craiova cu Rapid, Vlad, a jucat cu un om mai puțin, nu? Și-a întors da, rezultatul. Corect. Da, și-a jucat asta, cu Rapid, nu cu Corvinu. Exact, asta denotă încă ceva, faptul că Mutu nu și-a pregătit echipa să joace 10 contra 11. Ca antrenor ar trebui să faci lucrul ăsta. Așa cum, uite-te, de multe ori vedem echipele românești nu știu să joace 11 contra 10. Da, e o înfrângere asta. Știu cum poate să fie digerată. Înțeleg că nu răspunde din conduce. Mai încercăm. Păi, Cristi Balaș, Neluțu Varga, încercăm Vlad, să ne aducem aminte cum a digerat FCSB-ul acum 6 ani când a pierdut cu 3-0 la Hermannstadt. Mai țin minte? A, știi, pe FCSB n-a interesat-o niciodată foarte tare cupa, dar aici lucrurile sunt altfel, că era obiectivul lor principal. Sigur, dar ei se agățau de asta, știi? Și FCSB a fost umilită, pentru că Hermannstadt în meciul ăla a avut, cred că, 8-9 situații de gol. FCSB n-a avut nicio da, condiție. Vorbeam și cu Răzvan de meciul ăla, parcă au mai băgat rezerve, știi, FCSB, au mai băgat tinerii meciul. N-au aici, băgat, a jucat CFR a jucat cu prima echipă aici. Vlad, uite-te toți pe echipă. Titularii. Jucat, se poate să fi jucat cu Coman. Au jucat cu Coman, au jucat cu Budescu. Aici, deci CFR depindea de meciul ăsta. Era meciul sezonului în momentul de față. Îi putea să-i ducă în Europa League. Adică... Și tu ai zis că e surpriza anului. Eu cred că e surpriza secolului în Cupa României. Da, un rezultat da. De asemenea proporții. Și vorbeam înainte de emisiune că e cel mai important meci al Corvinului de după Revoluție. Dar eu cred că rezultatul ăsta e unul dintre cele mai mari din toată istoria Corvinului. Da, nu țin minte să fie ajuns Corvinul în semifinalele Cupei României. Nu răspund cei de la CFR. Eu înțeleg într-un fel că nu răspund. Că nu știi ce să spui acum. Cred că nici Neluțu Varga nu știe ce să facă acum. Se justifice incompetența. Păi, nu știu, na, l-a pus pe Mutu, antrenor, ok, că avea și Mutu niște argumente. Asta a fost singurul argument. Dar acum ce faci? Îl mai ții pe Mutu? Îl dai afară acum și ce rezultat? De ce să nu-l ții? Că tu l-ai adus. Și nu l-ai adus pe criterii sportive, l-ai adus pe criterii de prietenie. Și care încredere în el, da, așa. Păi sigur. De ce să nu-l ții? Cum? Îl ții pe Mutu, Răzvan? După meciul ăsta? Sau e un meci peste care Mutu poate să treacă? Da, îl ții, doar că deja e clar că i-a scăzut foarte mult din credit. Dacă ajungea măcar în finala cupei și o pierdeai cu Universitatea Craiova sau și terminai pe locul 3 în campionat, era altceva. Eu cred că acum deja 50% el și-a pierdut din
din credit și trebuie să fie foarte atent. Un eșec mare pentru o pată mare pe cariera lui Mutu, care avea nevoie de și dacă ceva să-l propulseze. Și dacă reușești să te califici în cupele europene la finalul sezonului, rezultatul ăsta va rămâne. Și va atârna, nu se uită. Și va atârna greu. Poți să-l uiți. Vlad, să ne aducem aminte, în toamna lui 2021, și Edi Iordănescu a fost aproape de o rușine aici la Hunedoara, tot în Cupa României, nu? A condus cu 3-0 la pauză, a întors Corvinu 3-3, în prelungiri a bătut FCSB cu 5-3, dar până să, să se facă 5-3 a ratat Corvinu niște situații. Extraordinar. Deci niște astăzi am văzut niște jucători plătiți regește cu niște jucători. Ce salarii au la Corvinu? Cel mai mare salariu la Corvinu e 2500 de euro. 2500 de euro. Și alea sunt excepții. Cred că sunt vreo 2-3 cu salariile astea. Cred că jucătorii CFR-ului cam atât cheltuie când ies în oraș. În oraș, da. La o petrecere. Da, dar Corvinu are antrenor. Îți dai seama, Vlad, ce diferență? Corvinu are antrenor. Deci aici se face diferența. Știi cum e? Eu cred că atunci când ești plătit cu 15-20.000 de euro pe lună, nici nu-ți trebuie antrenor, Cătălin, să bați. Diferența foarte mare. Și Taxidi, ce faci acolo? Hai că ne întoarcem și încep să vină reacțiile. Vorbim și despre gestul lui Taxidis. Bună seara! Felicitări! Ați obținut o victorie la care nu cred că se aștepta nimeni. Ai și marcat un gol absolut fabulos. Ce s-a întâmplat săptămâna asta cu voi? Ați reușit meciul ăsta atât de bun. Bună seara, mulțumim. Bună seara, mulțumim în primul rând. Ne-a motivat, e un meci pe care cu care te întâlnești odată în viață, pot spune, sunt serie finală cu una dintre cele mai bune echipe din România și motivație mai mare nu cred că există. Aveți o adversară care teoretic acum vine din play-out-ul ligii întâi, deci în teorie n-ar trebui să fie chiar mai puternică decât CFR. Sunteți într-o semifinală de cupă, visați frumos, mai ales că jucați și tot aici, cred, semifinală. Nu avem de ce să nu visăm, suntem bucuroși că până la urmă am muncit foarte mult, chiar de la Liga 3 am muncit foarte mult, am făcut un sezon bun la Liga 2. Pentru mine personal mă bucur că am avut puterea asta, am avut cel mai bun sezon din cauza unor accidentări, dar sunt bucuros că am avut sprijinul staff-ului, al colegilor și asta m-a ajutat enorm de mult. Dar cum e pentru voi să fii într-o semifinală de cupă? Anul viitor clar vă înscrieți la promovare, că din ce am înțeles se rezolvă statutul clubului și o să puteți să trageți la promovare. E o seară, nu știu, unică, poate cea mai frumoasă din viața tuturora, pot spune, și nu greșesc cu nimic. Dar cum spuneam, nu e nimic întâmplător, muncim foarte mult și asta se vede și în jocul nostru. Ce le promiți suporterilor în semifinală? O calificare, de ce nu în finală? Noi visăm în continuare, dar în primul rând vom munci și vom da totul așa cum am făcut-o și astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Gol a dat Pârvulescu, ce meci pentru Corvinu, te rog, scuze-te, da, nu întreb. Deci vreau să zic că Florin Maxim, nu știu câtă lume știe, e un antrenor autodidact, e unul din puținii antrenori români despre care eu știu că merge afară pe cheltuiala lui și învață, se specializează în toți anii ăștia. De când e la Hunedoara, el merge afară la antrenori importanți din Europa și învață de foarte la ei. Frumos, da, așa. Câți antrenori români fac lucrul ăsta? Foarte, foarte puțin. Deci și lucrul ăsta contează și s-a văzut în seara asta. Modul cum și-a organizat echipa, agresivitatea pe care a reușit să o imprime, combinațiile care au făcut șahmat CFR-ul. Da. Și dacă n-ar fi fost eliminat Taxidis, eu sunt convins că CFR-ul ar fi pierdut la fel. Poate nu cu 4-0, dar poate cu 3-0 numai. Dar hai să vedem și eliminarea lui Taxidis. Ce face acolo Taxidis? Răzvan? Ce gest este ăsta? Ce arată gestul ăsta? Taxidis e foarte nervos. Anul, etapa trecută, l-a certat pe Sava. Acum, sigur, el fiind marele jucător cu meciuri în Serie A, nu a acceptat ca un jucător de Liga a doua din România să-l tragă de tricou când pleca pe contraatac. Aha. El e foarte nervos. Se vede frustrare, se vede aroganță, frustrare la el. Aroganță, da. Aroganță nu-mi place, pentru că totuși el a venit în România deoarece cariera a intrat într-un cont de umbră. Toată lumea l-a lăudat. Absolut. Și să ne amintim ce a făcut și meciul trecut când îl certa pe Sava. Îl certa la un mod foarte agresiv. Da. Da, frustrarea lui. Hai că îl ascultăm pe... Nu, încă nu. O să-l ascultăm pe Florin Maxim, antrenorul acesta de la Corvinul, care face o surpriză colosală și de acum înainte vor fi mai mulți ochi pe el.
Bună seara! Bună seara! Felicitări! Cred că în această seară toată lumea a văzut ce poate cu adevărat echipa dumneavoastră. Cred că primiți deja telefoane de felicitare. O să trebuiască să-l băgați la încărcat. Sunteți și răgușiți, sper că mai aveți voce. Și pentru soția, că de-aia l-am... Da. Da. Nu cum știu a fost? Când, nu știu când este din stadion, a parcat pe... Da. Cum a fost? Meciul, eu cred că a plăcut tuturor. Un meci foarte bun. Asta și datorită brigăzii de arbitri. Pentru că am văzut acea fază în momentul în care a dat cartonașul galben, dacă m-ați văzut, am văzut intenția lui Taxidis și au reacționat, au luat decizia corectă. După aia pe tot parcursul jocului și-au făcut treaba și au lăsat un joc fluid, un joc bun în care am suferit, am avut și noi momentele noastre, chiar dacă CFR-ul a fost în 10, dar pe ansamblu eu zic că noi am jucat mai bine astăzi. Cum vă simțiți? Sunteți în semifinală de cupă. S-a tot vorbit despre Corvinu, că echipă bună, dar parcă nici chiar atât de bună după 4-0 ăsta. Și apropo și de eliminarea, că totuși e 4-0, adică nu da. Poți să spui că ai câștigat la limită. Băieții cumva s-au obișnuit cu mine, cu modul meu de a lucra și ei probabil, nu știu dacă ei credeau că pot să învingă o echipă de talia CFR-ului, dar muncesc foarte, foarte bine, nu că muncesc mult, că tot un antrenament, două facem pe zi, dar muncesc bine și, nu știu, încerc să le dau din faptul că eu cred în ceea ce facem și cumva cred că asta a făcut diferența în meciul de azi. Sunt niște jucători în care, vă dau un exemplu, Coman, Neacșa, Iacob, eu cred că Lică aș putea continua cu toți, dar Vardy la 25 de ani lucra într-o piață și juca în Liga 8-a. Sunt jucători care probabil n-au avut șanse, dar vă spun, Iacob cel puțin, Lupu, Coman, sunt jucători cu un potențial fantastic. Eu lucrez cu ei, sunt ai mei și laud, dar au potențial și eu cred că deja au atras privirile echipelor mari. Eu, dacă aș fi antrenor la o echipă și de talia CFR-ului, mâine l-aș transfera pe Iacob. Vorbeam și înainte de meci. Cu cât jucați mai bine, cu atât și așteptările vor fi mai mari, că lumea nu prea are răbdare în România. Știți ce am auzit cel mai des până când am ajuns și eu aici jos cu greu printre toți oamenii? Gata, anul ăsta cupa e la Bunedoara, nu? Nu? Așa da. Sunt obișnuit. E normal să ai... Tu, până la urmă, tu ca jucător, noi care muncim aici la această echipă, ridicăm nivelul și asta le spun jucătorilor. Acum sâmbătă avem meci, sper că înțeleg mesajul meu, că avem meci de campionat, contează foarte mult pentru noi acest joc și sper să ne revenim. Am avut ceva probleme fizice, dar eu cred că își vor reveni până la meciul de sâmbătă. O ultimă întrebare, că ați avut așa un loc de VIP la golul marcat de Pârvulescu. Mi s-a părut cel mai frumos din ediția asta de cupă. Cum s-a văzut așa exact din spatele lui? Pârvulescu, la fel, un copil și un caracter extraordinar. Nu știu dacă a călcat o muscă în viața lui. E un om de bun simț. Am fost un pic... Nu știu, parcă am trăit alături de el accidentările, că s-au ținut cam scai de el, dar e un jucător care ne-a ajutat, ne va ajuta, va crește, pentru că ei știu mesajul meu. Nu există copil de 17 ani la noi în echipă sau bătrân sau cu experiență. Nu există atâta timp cât ne facem meseria și munca noastră, facem parte din acest grup. Băieții cred că au înțeles și mai avem de muncit. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Antrenorul care face bomba anului, detonează bomba anului în fotbalul românesc, Vladimir Maxim, care a avut un discurs foarte mult bun simț. Mi-a plăcut foarte mult discursul. Și-a lăudat jucătorii. Nu s-a lăudat pe el. Îi vedem pe alții. Îi lăudăm noi pe el. Nu, dar alții se laudă ei pe ei când vin la interviuri, alții antrenori. Eu cred că la Hunedoara e și așa din umbră mâna lui Mircea Lucescu. Eu cred că Mircea Lucescu îl crește pe Florin Maxim pentru o etapă viitoare, pentru că sunt convins că dacă Mircea Lucescu n-ar fi fost în background, n-ar fi rezistat Florin Maxim atâți ani aici la Hunedoara. Adică cumva Lucescu cred că se vede pe el în Maxim acum
45 de ani, nu? Când începea la Hunedoara cariera de antrenor. Interesant acest antrenor. Încă o reacție, ne întoarcem. Felicitări. Știu că îmi vei spune că am dat totul, că am muncit, dar parcă nici voi nu vă așteptați să câștigați la o asemenea diferență. Ba, țin să te contrazic. Da? Noi am fost singurii care am crezut că putem să îi învingem. Sincer, nu am crezut că l-am scor așa de categoric, dar balanța s-a înclinat în favoarea noastră când a luat și Tsakidis sau cum îl cheamă, Roșu, și am reușit să profităm. Cum e pentru tine să fii într-o semifinală de cupă și după ce ați arătat astăzi, n-aș spune că e o semifinală de cupă foarte dezechilibrat. Da. Sincer, cum ți-am mai spus, noi am crezut de la bun început că putem să fim surpriza plăcută a cupei. Și când am învins Sepsi, nu s-a așteptat nimeni, nici astăzi nu s-a așteptat nimeni, doar noi am crezut și credem în visul nostru să câștigăm cupa. Că de aici să mergem cupele europene. Da, care e secretul vostru? Pentru că mulți vor, dar puțin pot. Nu e niciun secret, alergăm unul pentru altul, cred că s-a și văzut, suntem o echipă unită, omogenă, ne-am clădit de la Liga 3-a și cred că se văd roadele. Da. Trebuie să ieșim pentru că începe Juve Lazio, acolo e meciul. Cred că e puțin mai bun decât ce am văzut. Dar rămânem cu această surpriză, rămâneți și voi cu programele Prima Sport, inclusiv pe site-ul primasport.ro, să vedeți reacții și din partea CFR-ului, de așteptam pe CFR-ii ce spun și o să vedem ce se întâmplă acolo. E foarte, foarte interesant ce se va întâmpla la CFR în următoarele ore. Mâine ne întoarcem, alt meci din Cupa României, alte două partide, din Cupa României. Mulțumesc mult, domnilor. Seară bună, așadar, Juve Lazio urmează, uitați, se pregătesc.